Adineauri s-a finisat prezentarea Samsung și eu la 11 de noapte trebuie să-mi scriu video încât mâine să-l postez pentru primii, dar dați-mi voi un minut să mă revolt în legătură cu ceea ce nu mi-a plăcut la această prezentare, după care continuăm cu caracteristicile. Dacă pe scurt despre eveniment. Au încercat să copie prezentarea Apple, dar li s-a primit așa și așa. Mai mult seamănă ceva între prezentarea Google și cei de la Cupertino. Dacă Google deloc nu se complică cu prezentarea, iar Apple au o calitate jos pălăria, păi Samsung au încercat în mare parte să facă la fel ca Apple, doar că s-a primit la fel de încurcat ca la Google. Ce mai plăcut e că din start ne-au arătat toate cele trei produse într-un singur video. Din start, cum s-a început, câteva secunde și hop, poftim, ține, na. Trei telefoane, azi vă prezentăm. După care a urmat o secvență marca Apple. Noi am filmat un film întreg cu Samsung Galaxy S23 Ultra, unde diferiți acolo producători povestesc cât e de bun în filmare și stabilizare, voi ne povestiți despre stabilizare, pe când vă arătăm secvențe din video unde telefonul stă într-un stabilizator profesional sau ceea ce e. Voi arătați-mi cum filmează din mână acest telefon, fiindcă 100% din utilizatori nu au intenția de a filma așa video sau nu au așa ustensile acasă. Probabil că fanii Samsung vor spune că și Apple face genul de video. Da, dar când vine vorba doar de imagine sau expoziții sau ce mai acolo. Dar când vine vorba de stabilizare, iei eu acolo domnișoară, o sub mașină, o duc în stepă și o pun să filmez din mână cum aleargă ca în stepa ce. Aici nu a fost chiar așa. După câteva minute de prezentare unde ne vorbesc doar despre S23 Ultra, eu totuși mă întreb, dar ceva despre S23 și S23 Plus o să fie? Sau chiar nimic informații despre ele azi. Apple când ne-au arătat același iPhone 14, care nu diferă practic deloc sau chiar deloc de iPhone 13, ne-au povestit despre el ce inovații are timp de 20 de minute. Iar Samsung, care la sigur are mai multe inovații în S23 decât S22, nu au putut povesti practic nimic despre el. Tipic, niște specificații crude și atât. Un moment care l-am observat de la început e cum și-am spus, ne-au povestit despre camera lui Galaxy S23 Ultra și ne-au arătat exemple făcute de pe aceasta. După care vorbeau la general despre camera seriei Galaxy S23, fără a stipula care model anume se are în vedere. Au urmat informații despre laptopurile Galaxy Book, video vă dau undeva pe aici, am decis să le împart tot și să fie doar telefoane și doar laptopuri pentru oarecare eventualitate. După care s-au întors de la aceste laptopuri la prețurile lui Galaxy S23. Au povestit și despre luminozitatea maximă care va fi pe S23 Ultra, tocmai 1750 de niți, ceea ce e destul de puțin pentru un flagship de genul. Pixel 7 Pro, care se vând 100 de smartphone-uri în general pe an, au decis să pui 1500, dar Samsung, care vinde sute de mii și milioane de telefoane, au decis să pui doar 1750, mai ales că ei sunt numărul 1 la fabricarea display-urilor. Peste tot sunt cei mai buni și la calitate, dar luminozitatea au decis să nu o pună maximă, probabil doar din cauza autonomiei, să nu consume prea multă baterie. Doar din cauza asta presupun. Acum hai să trecem la produse, voi începe cu Galaxy S23 Ultra, la fel cum a făcut-o producătorul. În acest an, Samsung a decis să nu atingă ceea ce și așa lucrează bine, adăugând doar o serie mică de modificări la modelul de anul trecut, accentul principal fiind pus pe cameră și performanță. Samsung Galaxy S23 Ultra are un display dinamic AMOLED 2X de 6.38 inch cu rezoluție Quad HD+, și o rată de reîmprospătare dinamică de la 1 la 120Hz, care acceptă desigur și HDR10+, iar luminozitatea maximă e de 1750 de niți. Smartphone-ul va fi protejat cu cea mai recentă și durabilă sticlă, Corning Gorilla Glass de generația a doua. Mulți vor fi mulțumiți de faptul că anul acesta Samsung a renunțat la utilizarea procesoarelor Exynos. Prin urmare, Galaxy S23 Ultra va fi livrat în toate regiunile cu chipul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce vreau să menționez e că acest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 este o versiune exclusivă realizată doar pentru Samsung, cu frecvențe crescute ale procesoarelor centrale și grafice. În plus, smartphone-ul este echipat cu 8 și 12 GB RAM, LPDDR5X. Și memoria incorporată până la 1 TB cu viteză UFS 4.0. Galaxy S23 Ultra dispune și de o cameră principală de 200 de megapixeli cu senzor ISOCELL HP2. Acesta este un senzor optic care poate fi combinat în grupuri mai mari, folosind tehnologia proprie TetraPixel. Ceea ce îți permite să faci poze de 200 de megapixeli ziua, când ai lumină destulă, 50 de megapixeli când lumina este mai slabă și 12 megapixeli noaptea. Restul camerelor se pare că au rămas același de anul trecut. Pentru fotografii cu unghi ultralarg avem un modul de 12 megapixeli cu unghi de 120 de grade. Pe lângă asta avem și două camere a câte 10 megapixeli cu zoom optic 3x și 10x. Smartphone-ul acceptă și zoom spațial sau digital 100x. Pe modelul Galaxy S20 Ultra aveam 100X, pe S21 Ultra au decis că figneam, trebuie scăzut la 50X, la S22 sincer nu țin minte, dar la S23 au decis întoarcă înapoi la 100X, fiindcă avem
10X optic, din care putem tăia până la 100X și calitatea va fi mai bună în orice caz. Responsabilă de autonomie este bateria de 5000 mAh, cu încărcare rapidă de 45W. Astfel îți permite să umpli bateria de la 0 până la 50% în doar 20 de minute. Prețul modelului de bază va începe de la $1200, fii atent, versiunea de 8256, vei avea doar 8 GB RAM. Vânzările vor începe de pe 17 februarie. Împreună cu Galaxy S23 Ultra, într-un colț așa aruncat, au fost prezentate și Galaxy S23 cu S23 Plus. Smartphone-urile au devenit mai mult o continuare evolutivă a modelelor de anul trecut, deși totuși au careva modificări vizuale cu care versiunea Ultra nu se poate lăuda. În noile Galaxy S23 și S23 Plus, producătorul a scos blocul de cameră recunoscut care era pe generațiile precedente. Aparent, Samsung a decis să ajungă la un design uniform în toate smartphone-urile sale, inclusiv modelele emblematice și mai accesibile. Galaxy S23 obișnuit a primit un display dinamic AMOLED 2X de 6,1 inch cu rezoluție Full HD+, și o rată de reîmprospătare de la 48 până la 120 Hz. Luminozitatea maximă este aceeași ca și la Galaxy S23 Ultra, 1750 de niți. Uite, în acest model, la $800, această luminozitate este mai mult ca destulă. Ca protecție de ecran este folosită cea mai recentă sticlă securizată, Gorilla Glass Victus 2. Galaxy S23 Plus are exact același display, doar că diagonala e de 6,6 inch în loc de 6,1. Ambele smartphone-uri vor fi echipate cu Snapdragon 8 Gen 2. Dispozitivele au primit câte doar 8 GB RAM, dar Galaxy S23 versiunea simplă este oferit cu memorie de 128 și 256 de GB. În versiunea de 128 de GB nu este folosită cea mai rapidă memorie. Avem doar UFS 3.1. Pe când în versiunea de 256 de GB avem UFS 4.0. Pe Galaxy S23 poți alege deja între 256 de GB și 512. Ambele vor fi cu UFS 4.0. Camerele de pe Galaxy S23 și S23 Plus sunt identice. Ai una principală de 50 de megapixeli cu stabilizare optică, una de 12 megapixeli cu unghi ultralarg de 120 de grade și o cameră telefoto de 10 megapixeli cu zoom optic 3X și stabilizare optică. Camera frontală a primit un modul nou de 12 megapixeli cu suport de HDR. Ce legat de autonomie, Galaxy S23 a primit o baterie de 3900 mAh și suport de încărcare de 25W, în timp ce Galaxy S23 Plus a primit o baterie de 4700 mAh și o încărcare mai puternică de 45W. Ambele dispozitive acceptă încărcarea wireless de 10W. Ce legat de preț, versiunea de bază a lui Galaxy S23 cu 128 GB va costa $799, iar cea lui Galaxy S23 Plus va costa $1000. Băieți, fete, cam asta a fost informația despre ce cine a prezentat Samsung la Galaxy Unpacked, ce e legat anume de smartphone-uri. Dacă vrei să vezi cine a prezentat în legătură cu laptopurile, poți să apeși, uite, îți dau video undeva pe aici, apas și poți să vezi. Aici îți dau știrile care le-am postat mai la ieri. În orice caz, poți să te uiți. Sau cele mai proaspete știri, la fel, vor fi mereu aici. Cam asta e.